Spitalul pentru copii Sfânta Maria din Iași este reabilitat și modernizat în proporție de 30%. Lucrările la 4 dintre etajele tronsonului 3 au fost finalizate, iar de săptămâna viitoare pot fi primiți micuții pacienți. La interior au fost continuate lucrările de finisare a etajelor superioare, s-au montat corpurile de iluminat și senzorii pentru incendiu. Spitalul de copii este cel mai mare spital de pediatrie din Moldova și al doilea ca mărime din țară, aici fiind tratați anual peste 50.000 de pacienți din întreaga regiune. Pentru că micuții beneficiază de condiții optime de spitalizare, lucrările au fost grăbite. În cadrul unei conferințe de presă au fost prezentate primele saloane finalizate la Spitalul de Copii Sfânta Maria. Acestea se află la etajul 7 și etajul 8 de pe primul tronson, în care s-au început lucrările de reabilitare ale spitalului. În plus, a fost consolidat subsolul și terasa superioară, a fost realizată o nouă compartimentare a secțiilor, astfel încât acum saloanele au maxim 3 paturi. Acest spital are absolut toate specialitățile în pediatrie, mai puțin transplantul, dar pe viitor va avea și transplantul. În 2018 am accesat fonduri europene de 121 de milioane, peste 27 de milioane de euro și va fi unul dintre cele mai moderne spitale din România de pediatrie. La acest spital, ca și noutate, s-au renovat absolut toate instalațiile, toate instalațiile de apă, canalizare, fluide. S-a pus fibră optică în toate saloanele și fiecare pat va avea fibră optică. Spațiile dețin și un sistem de climatizare eficient energetic prin controlul automat al temperaturii și umidității din clădire, de la jaluzelele automate până la centralele de ventilare și purificare a aerului. Această investiție este o investiție majoră pentru județul Iași și întreaga Moldova. Este un prim pas către normalitate. Treptat facem trecerea din tronsonul 1 în tronsonul 3. Adică, începând de săptămâna viitoare. Câți pacienți intră? Câți pacienți intră? Deci în jur de 35-4, media. Tronsonul deja finalizat este dedicat pacienților de la gastroenterologie. În principiu, nu sunt multe modificări făcute la nivelul secțiilor. Au fost înființate grupuri sanitare noi, câte unul la fiecare două saloane, băi pentru persoane cu dizabilități, spații destinate pentru sala de mese, tratament, spații pentru lenjerie. La etajul 8 va fi gastroenterologia pe acest tronson, în partea cealaltă va fi pediatrie generală clinica 5. La etajul 7 va fi pediatrie generală 4 pe acest tronson, în partea cealaltă nefrologia. La etajul 6 va fi clinica a 3-a, la etajul și în partea opusă neurologia, la etajul 5 va fi clinica 1 și în partea opusă cardiologia. În principiu menținem cam aceeași repartiție a secțiilor și clinicilor. Spitalul de copii din Iași dispune de 650 de paturi. Cele trei corpuri componente ale imobilului dat în folosință în anul 1970 au o suprafață utilă de peste 18.000 de metri pătrați și nu au mai fost până acum reabilitate. Proiectul Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași este cel mai mare proiect din regiune și are o valoare totală de 27 de milioane de euro. De asemenea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii va avea și o unitate de urgență modernă de 20 de ori mai mare decât cea actuală și dotată la cele mai înalte standarde.